Suntem într-o perioadă complicată. Suntem într-o perioadă complicată care este generată de o criză energetică la nivel european și cu siguranță cu toții trebuie să contribuim și să găsim soluții. Vedem că în ultima perioadă toată lumea propune soluții, au propus și grupurile parlamentare USR și PSD și PNL, se discută, cei care pot lua decizii hotărăsc care sunt soluțiile și cu ele mergem mai departe și trecem printr-o perioadă în care prețurile explodează. Suntem de acord că este necesară o intervenție a autorităților statului, iar din acest punct de vedere, ANRE-ul, din punctul nostru de vedere, a lăsat mult de dorit în ultima perioadă, însă credem că genul acesta de ordonanțe trebuiesc gândite și trebuiesc date cu mult mai multă atenție. Există foarte mult loc de interpretare în această ordonanță, lucru pe care l-am semnalat și în comisiile din Parlament. Există parteneri sociali care de asemenea au semnalat aceste aspecte, cum ar fi Confederația Patronală Concordia. Și vă citesc din text. Noi, în momentul de față, avem un text în care sunt considerate acțiuni speculative practicarea unor prețuri nejustificate mari. Dar cine stabilește cât de mari pot fi prețurile? Limitarea în mod nejustificat a producției, revânzarea la un preț crescut în mod nejustificat. Sunt criterii de asemenea care lasă extraordinar de mult loc de interpretare. Majorare disproporționată a prețurilor față de cheltuieli, creșterea artificială a costurilor de producție, inclusiv salariile. Stabilim că o creștere a salariilor într-o companie privată poate fi considerată de o autoritate a statului acțiune speculativă. Eu cred că este mult prea mult. Putem fi de acord, putem găsi soluții, putem participa la un dialog mult mai larg pe aceste teme. Ar fi bine să ascultăm și partenerii sociali, dar USR nu va putea vota un asemenea act. Ne vom abține de la a vota acest act, deoarece înțelegem nevoia populației de a avea o protecție, însă nu putem lăsa companiile, să spunem, în bătaia vântului și anumite autorități, anumiți inspectori să aibă mână liberă să aprecieze după cum consideră dânsii ce este speculă și ce nu este speculă. Și cred că ar fi fost de dorit ca în anul 2022 actele pe care le emite Guvernul României să evite cuvântul de speculă într-o economie de piață. Mulțumesc!